Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din zodia Leu ce mesaje avem de la persoana noastră iubită. Și vom extrage 5 mesaje. Trei sfaturi pentru dumneavoastră și relația dumneavoastră. Și un card, un mesaj de la oracolul fazelor lunare. Și haideți să începem cu mesajele de la persoana dragă. Sunt foarte gelos și posesiv, pentru că vă consideră foarte atrăgătoare. Sunt implicat în altă relație, se gândește că dacă își ocupă timpul cu altă persoană, poate și noastră aveți mai mult timp la dispoziție pentru a fi cu altcineva și de aceea e foarte gelos și posesiv. Te rog să mă ierți că nu v-a acordat atenția pe care o meritați, pentru că a acordat-o altei persoane, se pare. Am fost și eu rănit când ne-am despărțit. Deci a dat seama după ce v-ați despărțit că ține foarte mult la dumneavoastră. Relație extramaritală. Se pare că e căsătorit, dar totuși se gândește la dumneavoastră și este foarte dor de dumneavoastră. Hai să vedem trei sfaturi. Țineți cont de sentimentele celorlalți. Cineva poate avea nevoie de dumneavoastră chiar în acest moment. Se pare că chiar această persoană are nevoie de dumneavoastră, pentru că nu e fericit în relația în care se află. Doare acum, dar în timp rana se vindecă. Poate după ce se va soluționa problema, poate va ieși din acea relație în care se află și se va îndrepta către dumneavoastră și atunci amândoi veți fi fericiți. Depinde. Haideți să vedem și ce mesaj avem de la oracolul fazelor lunare. La ce anume trebuie să renunți, da. Deci trebuie să vă gândiți ce anume vă face fericită, la ce trebuie să renunțați și către ce trebuie să vă îndreptați sau către cine pentru a obține împlinire și iubire. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!